Candidatul USL la primăria Sighet a fost desemnat Ovidiu Nemes. Cei doi oameni politici au hotărât să continue în echipă în următorii 4 ani, Eugenia Gogea în Parlament la București și Ovidiu Nemes la primărie în Sighetul Marmației. Obiectivul comun al acestei hotărâri politice, deloc surprinzătoare pentru unii, este, conform declarațiilor Eugeniei Gogea, dezvoltarea municipiului Sighetul Marmației, care în ultimii 4 ani a fost vitregită de finanțări și sprijin din partea autorităților centrale. Au trecut 4 ani de când am lucrat în echipă cu Ovidiu Nemes. N-am pretenția că îl cunosc foarte bine, dar am suficiente argumente care îmi dau dreptul să spun că este un tânăr de succes, așa cum în administrație, ca și manager de firmă, a demonstrat-o până să ocupe funcția de viceprimar. Și eu l-am descoperit și ca pe un tânăr ambițios, un tânăr care a dovedit calități de bun gospodar și abilități, nu numai administrative, dar și politice și diplomatice, că și de asta este nevoie într-o administrație locală, care să-mi dea mie, de pe poziția primarului, sentimentul că ceea ce las la Sighet este un bun câștigat pentru oraș și că îl susțin pe Nemes să ocupe funcția de primar cu credința că într-o relație de colaborare între Sighet și București vom putea să facem ceea ce și unul și altul am gândit în strategia pe care orașul o are și cu siguranță într-o strategie viitoare care, plecând de la realitatea de acum, va fi îmbogățită, îmbunătățită, cu o altfel de viziune și este firesc să fie așa, pentru că tinerii sunt mai îndrăzneți decât noi. Ovidiu este mai tânăr decât mine, am încredere că viziunea lui, împreună așezată pe un confort pe care Consiliul Local trebuie să îl dea, va reuși să rezolve multe din problemele orașului. Totodată, Eugenia Gogea va figura pe lista candidaților la Consiliul Județean Maramureș, fiindu-i rezervat unul dintre posturile de vicepreședinte cedate de liberali. Din această poziție va candida la alegerile generale din toamnă pentru unul dintre posturile de parlamentar ce revin colegiului Sighet. Ovidiu Nemes, președinte PNL Sighet și proaspăt candidat USL la primăria Sighet, a subliniat că la București trebuie să meargă un om cu experiență politică solidă, care știe toate problemele municipiului. Am ales ca împreună cu doamna Eugenia Gogea să facem o echipă care să aibă principal obiectiv dezvoltarea municipiului Sighetul Marmației și care să ne dea resursele necesare pentru a asigura sighetenilor un trai mai bun, pentru a asigura bătrânilor noștri și copiilor în special un trai mai bun, de a asigura investiții în unitățile spitalicești din Sighetul Marmației, de a asigura dotarea și modernizarea creșelor, grădinițelor și școlilor. Apreciez activitatea pe care am avut-o cu doamna primară Eugenia Gogea și vreau să continuăm în această echipă, pentru că avem nevoie în Parlament de oameni cu experiență administrativă și de oameni cu greutate politică. Nu vă ascund că am făcut o evaluare a tuturor potențialilor candidați din acest colegiu. Ori de departe, doamna Eugenia Gogea s-a calificat ca fiind de departe omul care are experiența necesară, are calitățile necesare de a reprezenta Sighetul și Maramureșul istoric și mai mult decât atât, cunoaște cel mai bine care sunt necesitățile Sighetului, care sunt lipsurile și care sunt proiectele pe care se așează Sighetul Marmației și Maramureșul istoric. Anunțul de astăzi este dovada faptului că orgolile au fost depășite, iar colaborarea și munca în echipe au trecut pe primul plan în folosul sighetenilor. Negocierile între PSD și PNL la nivel de Sighet sunt considerate astfel încheiate, iar Uniunea Social-Liberală va demara prezentarea proiectelor și programelor pentru câștigarea alegerilor locale din iunie și a celor generale din toamnă.